Startup Academy a luat start dintr-o idee a echipei sau unii din echipele de la TechWorld pentru a susține pe cei care de fapt nu au încă un business, dar care ar vrea să învețe cum să înceapă și la ce trebuie să atragă atenția atunci când se gândesc la un startup în domeniul IT. Deci au avut practic 10 săptămâni de sesiuni de învățare, de mentorat. Unii au venit deja cu idei, alții le-au dezvoltat pe loc, alții au făcut echipe pe loc. For most people, if you go to school, you don't learn that much of actually how to start your own company, how to build on your own vision, your own ideas. So that's that extra things that a startup academy can actually give you. Când am venit la Startup Academy, aveam un proiect personal. Fiind dezvoltator, nu prea știam cum merge tot ce nu e legat de dezvoltare și am venit să învăț mai mult despre asta. Am decis să fac parte din Startup Academy pentru ca să dezvolt afacerea, să cunosc noi metode, strategii pentru dezvoltare, să fac parteneriate, să fac o echipă. Cunoscând bine toate proiectele care sunt organizate practic de TechWorld, știam bine că Startup Academy va fi unul de succes. Și aici poți întâlni o gamă largă de persoane care pot să te ajute, plus posibilități de a vorbi cu media, parteneri, investitori și mentori. Faptul că am avut 17 startup-uri care au finisat totuși această școală, deja este o realizare. Faptul că am avut o doamnă care a luat locul 2 în Demo Day, tot este o realizare pentru noi. Rezultatele au fost mult mai mari decât ne-am așteptat. Așteptările au fost, pot să zic ferm că au fost atinse, fiindcă avem un număr mare de fete și femei implicate. Startup-urile și ideile care le-au propus consider că au un potențial enorm, fiindcă au venit cu niște idei interesante, inovatoare și practic acesta fiind un domeniu care va modela viitorul. Mi se par foarte interesante, foarte conectate la societate, dezvoltarea societății. Este și aspect de business, este și aspect social. Deci, peste tot, ele parcă au pătruns ca să ne facă viața mai ușoară. Credem că proiectele care au reușit în final sunt demne de a fi susținute și mai departe. Prin premiul pe care le oferim, îi vom ajuta ca ideea lor să se dezvolte și mai mult, și anume prin bootcamp-ul în care ei vor participa în primăvara anului 2019. Startup-ul se numește Helias, reprezintă o platformă online în formă de un marketplace pentru persoanele care au o mulțime de lucruri nefolosite acasă și ar putea și doresc să le ofere altora care posibil au mai multă nevoie în ele. Produsele finale pe care le-am obținut sunt produse de îmbrăcăminte pentru copii născuți prematur. Sunt produse care vor ajuta copiii să-și poată menține temperatura corpului, să poată supraviețui anumitor situații și să ofere medicilor posibilitatea de a le acorda primul ajutor în caz de urgență neonatală. Avem un proiect pentru toate persoanele care au carduri și au dificultăți în a transfera banii instant, banii virtuali. Deci am făcut un proiect care permite să faci asta într-un mod foarte prietenos și social. Startup Academy, cea mai bună lecție a fost să încerci să progresezi în fiecare zi, să faci tracking la progresul tău, să lucrezi. Startup Academy mi-a dat o mulțime de relații, mi-a dat un overview foarte mare asupra la ce înseamnă să faci un proiect. Nu doar ca produs soft, dar și ca business. Startup Academy mi-a oferit informații utile, o echipă foarte unită, mi-a oferit multă emoție, foarte multă încredere și vreau să le mulțumesc foarte mult pentru asta. I think there are two things that are really important. First of all, Sweden wants to support development in Moldova because we think there is a great opportunities here and we want especially to create opportunities for young people to stay in Moldova, to build their future here. Considerăm că un început bun trebuie continuat și sperăm că vom fi parteneri și în Startup Academy 2. Asta este doar începutul. Startup Academy rămâne ca să continue lucrul cu comunitatea. O să inspire și altă lume care
poate n-au fost atât de îndrăzneți ca să vină cu ideile lor și să le prezinte. Îi așteptăm la următoarele ediții Startup Academy.